Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră și în seara aceasta cu o nouă temă, o temă de actualitate, o temă care ne privește pe fiecare dintre noi în ceea ce privește viața creștină. Și, bineînțeles, venim în fața dumneavoastră și cu un invitat pentru prima dată într-o emisiune la Producers Media, așa că îi spunem un venit domnului Ștefan Niluțan, pastor la Biserica Creștină Baptistă Providența din Oradea. Ștefan, bine veni la noi în emisiune! Mulțumesc foarte mult pentru invitație, bine v-am găsit, vă salut pe dumneavoastră, salut pe toți cei care ne urmăresc în această seară. Ștefan este un prieten mai vechi al meu, un om cu care de multe ori am stat de vorbă, ne-am consultat, ne-am spus unei altuia păsurile, ne-am încurajat reciproc și iată-ne că a venit vremea, Ștefan, să stăm împreună și în fața camerei de la vedere. Bineînțeles, cu ajutorul tehnologiei, tu de la Oradea, noi de la București. Și astăzi aș vrea să vorbim despre o problemă, aspectul destul de delicată în viața noastră a creștinilor. O problemă care, practic, la un moment dat, a zice că ne lovește pe toți. Și anume, vom vorbi despre rutină și am pus-o în mod, așa, să spunem, sugestiv, un titlu destul de complex, să zic. Am zis, rutină, rugină, ruină în viața creștină. Practic, sunt, aș spune așa, câțiva pași care, până la urmă, dacă nu se iau măsurile de rigoare, creștinul ajunge să fie falimentar și apoi, bineînțeles, să ducă o viață destul de chinuită. Așa că, haideți să începem. Vorbim despre rutină. Și aici vorbim despre rutina în viața cotidiană, dar mai ales despre rutina în viața creștină. Ștefan, cum înțelegi tu problema aceasta a obișnuinței, a rutinei în viața noastră? Înainte să intru în subiect, doar vreau să menționez că prețuiesc tare mult prietenia ta și mă bucur că putem să ne vedem și să fim de folos și în felul acesta celor care ne ascultă, ne vedem să fim de folos. Tema este una foarte importantă și de actualitate. M-aș fi bucurat tare mult să vorbim despre ea ca despre un lucru pe care îl găsim rar prin viețile noastre, prin biserici, mai ales prin viețile creștinilor. Obișnuința, rutina e cumva obișnuința de a acționa sau gândi întotdeauna în același fel. Totalitatea obișnuințelor sau prejudecăților considerate ca fiind obstacole în calea noului, a creației, a progresului. Este o definiție a rutinei. În raport cu elemente practice, am zice rutina e o obișnuință, e o aplatizare. Dacă este să iau secvența pe care foarte inspirat ați pus-o, e o regresie practic toată această secvență. E o aplatizare, e o lipsă de entuziasm, nu? Cam ăsta e sensul la care ne referim astăzi. O lipsă de pasiune, o lipsă de viziune, o lipsă de direcție. Fără însă să intru foarte mult încă de pe acum, asta e partea care definește oarecum înțelegerea cu privire la rutină. Este atât de des întâlnită încât orice străfulgerare de entuziasm ne surprinde. Cel puțin în ceea ce mă privește, asta e o realitate. Ștefan, vreau să mergem, hai să spunem, de la momentul T0. Ne aducem aminte momentul în care noi, și tu și eu, poate și alții, au avut acel moment în care s-au întâlnit cu Domnul Hristos. Eu îi spun mereu momentul T0 și de multe ori, atunci când trecem prin greutăți, știu eu, prin momente de dezlăbiciune în viața noastră, trebuie să ne aducem aminte de momentul la T0. Și câteodată chiar ne întoarcem la momentul acela, să ne luăm, să spunem așa, din energia de care avem nevoie. Dar vreau să spun, hai să ne întoarcem la momentul acela în care cu foarte mare bucurie, entuziasm, spunem, așa, exaltând de fericire, am spus da Domnului Hristos. Fie atunci când ne-am predat viața în mâna Domnului, poate cine știe, într-o evangelizare la biserică, într-o predică, am avut un moment al nostru personal cu Dumnezeu în care am zis da, da, Doamne. Un alt moment ar fi foarte important acela botezului, dacă ne aducem aminte, și ăsta este un moment foarte important, un moment de bucurie.
Nu prea am văzut oameni supărați la botez, oameni care să plece de acolo să triști. Întotdeauna și botezul este un moment tot așa de entuziasm, de bucurie, în care toată lumea te înconjoară. Acestea sunt două momente speciale în viața creștinului. Și a spune că starea aceasta de început, noi mai spunem în limbajul nostru, să spunem evanghelic, îi spunem dragostea din tâi, vedem că și recunoaștem și noi acum trebuie să spunem lucrul acesta, că observăm că la un moment dat entuziasmul acesta, dragostea aceasta înflăcărată scade, trece într-o fază mai latentă, spune, și la un moment dat cu ani, dacă lucrurile merg în direcția greșită, ajunge la un moment dat chiar să se stingă. Dar bineînțeles, după ce o perioadă destul de lungă, am trecut în acea regresie de care tu vorbeai mai devreme. Hai să începem de la acest moment și să vedem ce se întâmplă, mai ales că în Sfânta Scriptură sunt câteva avertismente la momentul acela în care chiar îi se spune unei anumite comunități de momentul acesta și de starea reală, de fapt, care era atunci când ni s-a spus. Mi-a adus aminte de momentele de anii adolescenței. Am avut bucuria să îl cunosc, să încep să-L cunosc pe Dumnezeu, să fiu atins de El, să fiu chemat de El în anii adolescenței. Și pentru mine a fost un lucru, necrescând într-o familie de credincioși evanghelici, dar într-o familie de credincioși, de oameni cu frică de Dumnezeu, de oameni care au lăsat în viața mea principii sănătoase și la exemplu cărora m-am putut uita atunci, mă pot uita și astăzi. A fost un moment deosebit, un moment de entuziasm fantastic și uite, spun și celor care ne urmăresc câteva lucruri pe care le consider ca fiind motoare, ca fiind resurse, rezervoare de energie pe care le-am avut atunci. Cred că ele au continuat să crească sau în jurul lor Dumnezeu să sădească noi și noi lucruri, dar ele rămân cam acestea pe parcursul vieții. Am fost foarte entuziasmat și foarte bucuros, foarte mulțumitor că am avut parte de o familie nouă, de un grup nou de oameni pe care îi puteam numi, așa cum o folosim noi în terminologia evanghelică, dar creștină, frați și surori. Oameni noi, o familie, dintr-o dată o mulțime de oameni, nu mai era doar o congregație, doar o adunare, ci erau frații și surorile mele. Fantastic! Pentru mine a fost un lucru extraordinar. Să știu că am parte de o familie atât de mare. Mai mult decât atât, am înțeles că am o identitate dincolo de ceea ce scrie pe buletinul meu. O identitate în Hristos. Ăsta e din nou un lucru fantastic. Că Dumnezeu n-a mântuit mulțimile, că nu s-a apropiat de mulțime doar, ci s-a apropiat de individ, s-a apropiat de mine. Lucrul ăsta din nou mi-a dat entuziasm și mi-a dat așa de multă bucurie și având să pot să-L cunosc mai mult, să pot să mă ridic la standardele Lui. Mai mult, am simțit că am un scop. Pe măsură ce l-am început să cunosc, să citesc cuvântul, să mă apropiu de Dumnezeu și să las pe cei care au ajuns să-mi fie mentor, să-mi fie lideri, frații păstori în mod special, dar și ceilalți din jur, să, pe măsură ce am lăsat cuvântul să intre în viața mea, am înțeles tot mai mult că am un scop, că am o chemare. Dincolo de o profesie pământească, oricare aș fi putut-o alege, aveam un scop și scopul acesta transcede viața, transcede existența de aici. E din nou un rezervor puternic de entuziasm și de pasiune. Mai mult, Dumnezeu mi-a pus la îndemână resurse spirituale. Mă aflam ca orice adolescent în luptele adolescenței, în frământări, în tot felul de întrebări. Resursele pe atunci au fost limitate. Era internetului, era încă un lucru extrem de necunoscută pentru mine, pentru generația noastră. Din fericire, zic acum slavă Domnului că am avut și o astfel de perioadă. Resursele în ceea ce privește materialele la fel erau destul de limitate, dar când am descoperit și mai mult profunzimea Scripturii și resursele spirituale pe care Dumnezeu mi le-a pus la dispoziție în această luptă, în cunoașterea Lui, în dezvoltarea și emoțională și spirituală, lucrul ăsta mi-a dat un entuziasm fantastic. Astea au fost câteva din rezervoarele care m-au ținut conectat
și care mi-au dat putere să cresc în viața de rugăciune, să am pasiune în viața de rugăciune, în viața de citire a Scripturii, în viața de mărturisire. Făceam lucrul ăsta cu drag, cu pasiune, îmi plăcea. Uneori mă simțeam vinovat dacă trecea o zi, două, o săptămână fără să spun cuiva despre lucrurile minunate pe care Hristos le-a făcut pentru mine și de slujire, de acțiune. Am căutat să fiu de folos bisericii locale în mod special, de la cele mai mici lucruri, de la partea administrativă, de oriunde era nevoie de ajutor, eram acolo prezent. Îmi drămuiam timpul în așa fel încât să ajung, să am timp să fac și n-am avut nicio problemă dacă slujirile acelea au fost văzute, recunoscute sau nu. Slujeam pe Dumnezeu și slujeam biserica, așa, asta era totul pentru mine. Așa este. Asta este partea, să spunem, plăcută a umblării pe calea Domnului, partea aceea care întotdeauna ne place să ne amintim și să o mărturisim atunci când vorbim despre Domnul și altora. Dar atât că realitatea vieții, problemele acestea cotidiane, gândiți-vă și, stimatele spectatori, că noi suntem cetățenii acestui pământ, pe lângă faptul că suntem cetățenii ai cerului, suntem și cetățenii acestui pământ și aici avem nevoile noastre, problemele noastre, obligațiile noastre familiale, obligațiile noastre de la servici. Și atunci, la un moment dat, încetul cu începul, mai ales cu cât ne ducem în vârstă, încep să ne crească responsabilitățile și mai mult, să spunem, posibilitățile de a arata ceea ce noi am experimentat la începutul credinței noastre. Și, cu siguranță, îți dau un exemplu foarte simplu, Ștefan. A fost o perioadă, cel puțin l-am trecut în perioada stării de urgență, în care duminica dimineață nu-mi găseam locul. De ce? Pentru că eu știam că duminica dimineață la ora aia eu trebuia să fiu într-un anumit loc. Deci, și am încercat să fac și altceva în perioada aceea, deci să umplu cumva timpul ăla, în afară de a mă uita online, că asta oricum, știi cum, poți să te uiți online și să faci și altceva în același timp, știm lucrul acesta. Dar vreau să spun, obișnuința aceasta de a merge la casa Domnului e cea mai la îndemână, de cel mai bun exemplu pe care ți-l pot da. Într-o anumită perioadă, de la ora D la ora D, e o chestie pe care știu că orice aș face, eu trebuie să fiu în perioada aia acolo, la biserica unde sunt sau în altă parte, dar eu trebuie să am spațiul ăla ocupat cu prezența la părtășie. Vreau să spun că atât de mult mi-am dat seama că a devenit rutina această obișnuință în viața noastră, că în momentul în care s-a blocat și n-am mai putut să mergem, simțeam că lipsește ceva. Bun, bineînțeles, la un moment dat, nemergând o perioadă, a venit a doua obișnuință în care a fost greu să mă întorc. Adică, și sunt unii care nici în ziua de azi nu s-au mai întors. Adică s-au obișnuit așa de mult să stea în perioada aia acasă, să stea dimineața acasă, care și nu s-au mai întors nici astăzi. Deci, hai să vorbim așa de câteva exemple care de ale rutinei și putem să luăm. Deci, eu ți-am dat doar un exemplu la care m-am simțit vinovat. Și, cum să spun, am simțit pe pielea mea ce înseamnă. Mai sunt și alte probleme, cu siguranță, ale rutinei, când vorbim de viața creștinului și aici mă gândesc doar la cititul Sfintei Scripturi, rugăciune și alte slujiri pe care le facem. Și hai să le luăm așa pe rând, să vedem cum le vezi tu. Uite, înainte să le luăm, eu aș spune următorul lucru. Rutina este o monedă cu două fețe. În ce sens? Ne întrebăm ce se întâmplă după un astfel de moment de zero. Pe de o parte, aș spune, asta e o față a monedei. Pe de o parte, viața își continuă cursul normal. Cheia înțelegerii este exact în expresie. Viața de credință. Viața de credință. Asemenea vieții de familie, viața de credință într-o familie mai mare, asta e ceea ce Hristos ne spune, că ne așează într-o familie mai mare, va avea o rutină a ei. O elemente previzibile, repetabile, uneori le spunem chiar tradiții, ajung să devină tradiții lucruri pe care le facem și rămân de-a lungul generațiilor. Ideea este că nu putem trăi de la un eveniment la altul și prin eveniment mă refer la lucruri care sunt foarte entuziasmante, chiar în timpul de închinare în care emoțiile noastre și totul este la capacitate maximă. Cred că este o posibilă capcană ce se întinde cumva sub picioarele credinciosului și mai ales a celor tineri, inoculându-se cumva ideea că duhovnicia
prezența sau lucrarea lui Dumnezeu într-un anumit loc sau într-un anumit spațiu, va fi întotdeauna cu motoarele, resimțită cu motoarele la maxim. Realitatea este diferită, așa cum o știm și noi și cum exact ai menționat. Cealaltă față însă a monedei la care ne referim astăzi este la fel de periculoasă. Și un verset care ar îngloba cumva ceea ce încercăm astăzi să descifrăm este din Coloseni 3:23. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Catalogăm vremurile în care trăim ca fiind vremuri dominate de rutină și momente ca și cele pe care le-ai descris, momente ca perioada aceasta de pandemie. Evident că și eu am resimțit lucrul ăsta și foarte mulți credincioși, probabil că dintre cei care ne urmăresc, ați văzut postările în perioada aceasta, am văzut în motivele de rugăciuni, în lucrurile care prevesteau oarecum finalul, că ni s-a luat posibilitatea să mergem la biserică, ni s-a luat posibilitatea de a mai ne întâlni, de a avea anumite grupuri, de a avea o anumită formă. Și atunci ne-am dat seama, mulți dintre noi, cât de legați suntem de lucrurile astea. Prima parte a monedei spune că nu-i rău că avem astfel de obiceiuri, că nu putem trăi de la un eveniment la altul. Biserica are și partea ei instituțională, partea de program, comunitatea, viața credinciosului de asemenea. Dar problema este când tot ceea ce rămâne, rămâne partea aceasta instituțională. Și odată ce am pierdut-o, suntem pierduți. Noi trecem cu biserica acum prin Cartea Faptele Apostolilor și am văzut cât de bine s-au așezat ei în primele săptămâni, luni, în Ierusalim. Erau mii de credincioși, Dumnezeu a început să facă minuni mari. În momentul în care au fost împrăștiați, a fost mare dramă peste ei și împrăștirea lor a fost cu prigoană mult mai mare decât am avut noi în perioada aceasta. Totuși n-au pierdut entuziasmul, era acolo esența, pe lângă lucrurile de rutină, era esența, cea care i-a motivat și i-a dus mai departe. Astăzi avem un nivel de educație crescut, avem păstori, lideri, oameni care conduc comunitățile de credință bine pregătiți. Avem biserici cu bugete consistente, avem resurse fără limite și totuși, așa cum spuneți, rutina este cumva partea dominantă. Care ar fi câteva cauze, nu? S-ar impune o astfel de întrebare. Asta ar fi foarte interesant să vedem, că până la urmă nimic nu se întâmplă de la sine, totul este, să spunem așa, într-o ordine. Și hai să vedem care ar fi cauzele acestei... Uite, eu cred că Dumnezeu a făcut două lucruri fantastice, a făcut multe și tot ceea ce face El este fantastic, dar două lucruri fantastice în legătură cu ceea ce discutăm noi astăzi. Unu, a cadorisit creștinul cu darul iertării, cu darul mântuirii al vieții veșnice și cu tot ceea ce trebuie ca să ducă o viață împlinită. O viață din belșug, cum zicea Domnul Hristos. Mai apoi, a dăruit comunității, cetății, un astfel de creștin sau astfel de creștini, care să fie plin de pasiune și care să ducă în cetate mai apoi ceea ce este înăuntrul său. Iată un prim motiv pentru care rutina cred că devine o realitate. Trăirea mijlocită sau trăirea condiționată. Asta datorită obișnuinței noastre cu prestările de servicii. Ce înseamnă asta? Bucuria noastră a ajuns să fie mijlocită de un anumit tip de cântări, de un anumit tip de mesaje, de un anumit tip de împachetare a adevărului pe care Dumnezeu îl transmite către noi. Am auzit și eu și cu siguranță și dintre cei care ne ascultă au auzit, poate că am fost în momente în care am și spus lucrul ăsta, nu mi-a plăcut așa de mult predica, nu mi-a plăcut așa de mult cântarea. M-am fi bucurat, nu simt bucurie, nu m-am bucurat astăzi deloc. M-am dus, am crezut că o să fie o bucurie sau, nu știu, nu simt, am citit din Scriptură, dar n-am simțit ceva deosebit, ceva special. Am ajuns să avem trăirea noastră mijlocită de anumite lucruri, condiționată de anumite lucruri. Dacă ele sunt împachetate într-un anume fel,
dacă au numărul suficient de decibel, dacă au numărul suficient de lumină sau de lipsa luminii, dacă cel care ne vorbește este de ajuns de carismatic sau este de cealaltă parte sobru sau liniștit. În felul acesta, bucuria ajunge într-un mod mijlocit la noi, condiționat. Nu-i păcat când Hristos ne-a dat totul într-un mod atât de simplu și atât de accesibil. Foarte frumos și modul în care ai motivat, să spunem rutina această obișnuință, aceasta de care toți suntem, să spunem, până la urmă, vinovați cu ghilimele de rigoare, că până la urmă vine de la sine, deci n-am spune că faci ceva în mod intenționat ca să devii, să te duci într-o rutină. Dar haideți să ne uităm puțin asta la relația cu biserica, dar să lăsăm puțin la relația personală, să spunem, părtășia de acasă și relația ta personală din afara spatului bisericesc. Și aici mă refer la disciplinele spirituale. Dacă ne aducem aminte de capitolul de fapt capitolul 2, acolo erau patru mari, să spunem, categorii de activități pe care le făceau ucenicii, primii creștini, și două aveau de-a face cu părtășia frățească și cina Domnului, care au cu comunitatea, dar pe de altă parte ei se și rugau și stăteau în cititul Scripturilor. Activitatea acestea noi le facem la biserică, bineînțeles, dar citirea Scripturii și rugăciunea o putem face și acasă și la servicii și pe drumul rudunea fău. Ce facem când rutina și obișnuința vine și mai ales pofta aceea de a citi, de a ne ruga, nu-și mai face prezența așa cum era la început, la momentele acelea de început? Ce facem este să, sau cel mai, putem face multe lucruri, dar cel mai înțelept lucru cred că ar fi să ne uităm la rădăcină. Când Domnul Hristos a blestemat smochinul, a cumva constatat lipsa de roade, spune acolo cred Marcu este cel care deschide și spune că s-a uscat din rădăcină. Când deja lucrurile astea se văd, sunt vizibile, lipsa mea de pasiune pentru Scriptură, pentru rugăciune, pentru slujire, în dreptul meu personal, ele sunt deja de mult uscate la rădăcină, uscate în partea lor de profunzime. Ce ar trebui să gândesc sau cum ar trebui să mă apropii de lucrul ăsta? Evident că nu aș face mai mult din ceea ce până acum n-a funcționat. Adică, dacă nu am reușit, dacă nu mai reușesc să citesc din Scriptură, să zic, citesc o dată pe săptămână și simt că rutina a trecut așa în plan primar în viața mea, primul lucru pe care l-aș face, primul reflex ar fi să zic, mă voi forța să citesc de două ori pe săptămână, de trei ori pe săptămână. Nu cred că ar fi cel mai înțelept lucru prima dată. Cred că prima dată m-aș duce să văd de ce fac ceea ce fac. Dacă suntem atenți, focalizarea noastră, a noastră, a creștinilor în general, a credincioșilor, să zic, care au pornit bine, care au pornit într-un mod entuziast, a ajuns să fie pe ce facem și cum facem. Și de multe ori chiar distanțele pe care le luăm unii față de alții sunt pe baza acestor lucruri, pe marginea acestor lucruri. Ce facem și cum facem? Dacă vă aduceți aminte tot în Scriptură, Domnul spune despre ucenici, la un moment dat, că au văzut pe unul care făcea același lucru ca și ei, dar nu venea după ei. Și Domnul zice, bun, și ce ați făcut cu el? Păi ucenicii zic, l-am oprit. De ce l-ați oprit? Pentru că la întrebarea de ce și cum, la întrebarea ce și cum, n-a răspuns în același fel ca și noi. Adică el nu s-a încadrat cumva după noi. Domnul spune, bun, dar cealaltă întrebare, de ce? Adică el face pentru că nu-i conectat cu voi, nu conectarea cu voi e importantă, ci conectarea cu împărăția, cu Dumnezeu. Evident că vor rezulta lucruri diferite, că au rezultat lucruri diferite și între ucenici. Și atunci revin și spun, motivația cu care facem ceea ce facem este cheia, este totul. Dacă vă aduceți aminte, în predica de pe munte, Domnul Hristos spune așa, sunt câteva lucruri prezentate undeva spre finalul predicii și el spune, când vine vorba de rugăciune, când vine vorba de
milostenie, când vine vorba de fapte bune, de dărnicie, să faceți lucrurile astea într-un anumit fel, adică să le faceți fără să așteptați, să le faceți necondiționat, să le faceți din toată inima, dar să le faceți ca să fiți fii ai Tatălui vostru. Motivația este cheia acolo. Să fiți fii ai Tatălui vostru. Și atunci aș spune în felul următor. Dacă nu mai citesc, de ce nu mai citesc? E doar lipsa timpului? Că nu mi-e greu să mă trezesc, dacă mă trezesc la 6, să mă trezesc la 5:30. Dacă nu mă mai rog, oare e doar lipsa timpului? Din nou, nu mi-ar fi foarte greu să, mai ales dacă sunt o persoană organizată, să-mi aloc mai mult timp. Dacă nu mai slujesc, oare e doar, din nou, lipsa timpului, timpul petrecut sau nevoile familiei sau de celelalte lucruri? Sau e ceva mult mai profund? Că să mă nevoiesc eu, să mă oblig cumva să fac un program mai riguros. Om sunt, oameni suntem, am încercat și eu chestia asta. Au încercat-o și alții mult mai înțelepți și mai puternici decât mine și a funcționat o vreme. Depinde de stamina pe care o ai, de puterea pe care o ai, apropo de fundalul pe care îl aveți, de puterea pe care o ai. Unii o duc mai mult, alții mai puțin. Dar motivația pentru care fac ceea ce fac. De ce citesc în Scriptură? Păi citesc în Scriptură pentru că îmi dau seama că nu pot în înțelepciunea mea să iau hotărârile cele mai bune. N-am nicio șansă. Aici e locul în care îl cunosc pe Dumnezeu mai mult. Vreau să mă feresc de tot ceea ce este rău. Cum o să fac asta? Că lucrurile din viața de zi cu zi nu poartă etichete rele sau bune. Ele sunt cumva în felul în care le vedem noi. Asta e mai pe lung spus, mai pe larg spus, motivația cu care fac lucrurile astea. De ce citesc? Dacă citesc, de ce citesc? Dacă mă rog, de ce mă rog? Dacă slujesc, de ce slujesc? Foarte bine, Ștefan. Rămânem puțin în cadrul acesta al familiei, a ceea ce se întâmplă acasă, în casele noastre. Tu, în calitate de păstor, bineînțeles, interacționezi cu părinții, dar interacționezi automat și cu copiii, da? Familie voastră, aveți o biserică care are copii, adolescenți și în domeniul acesta al rutinei există un fenomen care, cără eu îi spun, saturația de moralitate. Se manifestă în general la copiii noștri, copiii noștri crescuți, sau născuți, crescuți, binecuvântați acolo în biserică. Deci e mediul în care ei l-au trăit încă din primele zile ale vieții și la un moment dat să spunem că în general, și noi știm lucrul acesta, că în familiile noastre nu poți să spui că este la fel așa cum este în celelalte familii din lume care nu cunosc pe Dumnezeu. La un moment dat observ un fenomen și vreau să spun dacă știu te-ai întâlnit cu el și cum îl vezi și mai ales cum ai găsit o soluție. Dacă există vreo soluție, copiii noștri la un moment dat, datorită acestei obișnuințe de a veni la biserică, de a pleca de la biserică, de a sta în părtășie, de a vedea pe părinții lor, aș vrea la un moment dat să le fie prea bine cu binele care generează. Deci oriunde se duc, ei sunt tratați, nu o duc rău cum ar duce alți copii probabil. Adică că pe de o parte sătui de prea bine și pe de altă parte și sătui de moralitate, pentru că în casele lor nu aud înjurături, nu aud bătăi, nu văd chestii de genul ăsta. La fel se întâmplă și în spațiul bisericesc, așa se întâmplă probabil dacă fac și o școală creștină și acolo sunt într-un mediu protejat, într-un mediu sterilizat, da? Și vreau să spun că copiii aceștia la un moment dat nu mai ajung să prețuiască starea aceasta de bine, pentru că ei sunt deja foarte, foarte obișnuiți, așa de mult la îndemână, încât unii o iau razna atunci când ies în afară, iar alții ajung să nu mai prețuiască și până la urmă li se pare o chestie ca un bun dat, ca pe care... Cum vezi tu lucrurile? E adevărat, e un pericol, acum ai menționat, în toate sferele pomenite. E un pericol pe care și părinții îl sesizează, unii dintre ei sunt fără soluții. Pe de o parte este și o chestiune ce ține de legătura fiecăruia cu Dumnezeu. Până la un punct, familia, biserica, școala au responsabilitate și până într-un loc să educe, să așeze în copil lucrurile care îi vor folosi mai târziu, dar activarea lor, ieșirea cumva
în proprie responsabilitate din acest mediu protejat și continuarea pe calea principiilor sănătoase care construiesc o viață este o chestiune de alegere personală. Să prețuiesc ceea ce mi s-a dat este o chestiune de perspectivă. În momentul în care Dumnezeu ne cercetează, în momentul în care Dumnezeu se apropie de noi într-un mod special, printre primele lucruri pe care le face este să ne dea o perspectivă sănătoasă, să ne dea o vedere sănătoasă. Am văzut lucrul ăsta în rândul tinerilor, m-am bucurat așa de mult să am multe astfel de exemple, de chiar de aici, din comunitate, din biserică, apoi de la școală, tineri care au crescut în familii de credincioși cu principii sănătoase, fără o viață imorală, dar care la un moment dat au venit și au spus: niciodată n-am realizat lucrul ăsta, cât de important este că am parte de lucrurile astea. Am fost întotdeauna invidios pe cei care au avut și un pic de trăire în afară și mai apoi s-au întors la Dumnezeu, că au simțit și au gustat și din lume, mai apoi au avut și șansa și harul pocăinței. Mi-am dat seama acum că n-am nevoie de lucrurile alea și n-am nevoie de petele astea și greutățile astea pe cuget. E o chestiune de trezire spirituală personală din partea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, cred că în ceea ce putem noi să facem și ceea ce eu încerc să fac practic, este să creez contexte în care tinerii să vadă într-un mod cât se poate de real ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Pentru că nouă ne este prezentată o anume fațetă a vieții reale, cu beneficii mai mult decât cu responsabilități și cu lucruri pe care se le pierzi. Adică chiar și din viața celor imorali este prezentată partea bună. Ei se distrează, ei se bucură de viață, ei gustă viața. Nu ți este prezentat plânsul și amarul și suspinul și suferința de după. Asta e nouă. Ei, în momentul în care aduci și această perspectivă sau ajungem în anumite locuri, în anumite contexte, obișnuim și până să înceapă perioada aceasta de pandemie, aveam diferite slujiri în care mergeam în contexte diferite, chiar în Oradea sau chiar și în afara localității. Avem misiuni în Ucraina. Am dus pe o bună parte și dintre tineri cu mine să vadă ce se întâmplă și în locuri în care n-au parte de lucrurile astea și cât de mult prețuiesc ei asta. Faptul că au ajuns chiar în Megidia la un moment dat și au văzut ce înseamnă să nu ai asta, a fost pentru cei mai mulți o lecție suficient de puternică încât să nu trebuiască să iasă să guste din ceea ce e în afară și mai apoi să prețuiască chiar elementele acestea de rutină. Foarte bine, ai punctat foarte bine, pentru că la un moment dat copiii noștri trebuie antrenați, duși, să spunem, de mână și în alte medii, tot așa în spații protejate, în care să vadă de fapt și altă realitate, ca să vadă diferența ceea ce au și binecuvântarea pe care au de asta și să fi crescut într-o familie creștină și apoi să ducă mai departe credința aceasta și în viețile lor. Ștefan, intrăm tot în zona aceasta a rutinei și a obișnuinței, dar într-o sferă puțin mai delicată, și aici vorbim în slujire. Și aici mă refer în special la slujitori. Am vorbit de familie, am vorbit de copii, am vorbit de noi credincioșii, să zicem, obișnuiți. Există și o categorie aparte de oameni, păstori, presbiteri, oameni care slujesc în biserică și care la un moment dat și ei sunt oameni. Și pe fondul acesta al oboselii, al stresului, al surmenajului, multe lucruri la un moment dat ajung și ele să fie făcute din obișnuință. Să spunem așa, automatisme. Mecanisme care merg, știi că trebuie să predici, știi că trebuie să conduci adunarea, știi că trebuie să faci vizite, știi că trebuie, știu, să faci și alte activități, să participi la ședințele, să spunem, comunității. Sunt niște lucruri pe care de obicei le faci și ele intră într-un normal așa în viață. Ce putem spune despre slujitori? Sunt și ei afectați de sindromul acesta al rutinei, al obișnuinței, sau ei fac un management mai bun și sunt, să spunem, salvați de a trece prin asemenea experiențe? Ar fi un neadevăr și probabil că cei care ne ascultă cunosc între ei, ne cunosc pe noi și își dau seama că suntem evident afectați, poate printre primii, de rutină, tocmai datorită acestor lucruri. Sunt multe cauzele și aici. Ele, pentru că suntem oameni părtași aceleași realități, nu diferă foarte mult de cele pe care le-am prezentat până acum. Aș menționa însă câteva. O imagine care îmi vine în minte când mă gândesc la rutină în viața slujitorilor este o imagine a unei fântâni.
La un moment dat, momentul în care totul e bine, ești entuziasmat, ești pasionat, Scriptura și-a are locul ei, rugăciunea și-a are locul ei, relația cu Dumnezeu și-a are locul ei și sunt bine, ești ca o fântână plină din care dai și dai și dai și cu cât ești mai plin și mai accesibil, cu atât oamenii vor fi mai mulți în jur și se vor adăpa din această fântână, vor căuta să scoată din această fântână și foarte bine. Pentru asta ne-a lăsat Hristos și pentru asta ne-a lăsat Hristos. Dar ce se întâmplă este că la un moment dat, fântâna aceasta, dacă nu are un alt loc din care să se umple, dai și dai și ești entuziasmat, mulțimile te caută, oamenii te caută, ești tot mai dorit, mai apreciat, vezi că ceea ce faci este de folos. Și la un moment dat apare în viața, cred, în viața multora, această secăciune cumva a resurselor din cauza puținei conectări cu izvorul, cu Hristos, cu Domnul. Vedeți, aduceți aminte în Evanghelie, în Marcu, în capitolul 1, Domnul a vindecat, a făcut minuni toată ziua până seara și noaptea s-a dus să se roage. Dimineața vine Petru și spune: Doamne, vești bune, fantastic, lucru pe care ar vrea să-l audă orice slujitor, vă garantez, dintre cei care ne ascultă. Doamne, toți te caută. Care n-ar vrea să audă lucrul ăsta? Toți te caută. Toți vor din ceea ce le-ai dat. Au văzut că tu ai putere, au văzut că tu ai resurse. Și Domnul spune, pe de o parte, nu pentru aceasta am venit. Haide să mergem de aici. Eu am venit să predic Evanghelia. Da, face și lucrurile astea. Dar vedeți conectarea asta cu Tatăl. Conectarea în rugăciune, postul și rugăciunea. Conectarea cu Tatăl a fost ceea ce i-a dat chiar Fiului putere. Mai mult decât atât. Un alt lucru foarte practic, știu că așteptăm lucrurile astea practice, este un lucru care aduce rutina în viața slujitorului, este focalizarea pe proiecte și nu pe oameni. Dacă suntem sinceri, și trebuie să fim sinceri, pentru că altfel nu avem șansă să găsim răspunsuri reale și transformări reale, am ajuns să fim foarte mulți focalizați pe proiecte și nu pe oameni. Când ești focalizat pe proiecte, dai din ceea ce ai. Când ești focalizat pe oameni, dai din ceea ce ești. Focalizarea pe proiecte, nu-i greșită, dar dacă este într-un mod excesiv pe proiecte și pe planuri și pe lucruri, lucruri care să rămână generațiilor viitoare, zicem noi, bine zicem, într-un fel. Dar dacă ne desprinde de focalizarea pe oameni, acel lucru autentic, particular fiecarei ființe, fiecărui slujitor, acel lucru pe care Hristos îl alimentează direct, proiectele le pot face mulți, într-un mod mai bun sau mai puțin bun. Dar ceea ce poți da, numai tu poți da. Când Hristos, și vorbesc de slujitor, te-a pus într-un loc, te-a așezat într-un loc, te-a așezat pentru că ți-a dat un anumit lucru pe care comunitatea respectivă are nevoie și în momentul respectiv, prin tine, vrea Hristos să ajungă la ceilalți. E acea mlădiță, e principiul acelei mlădițe, știți? În noi lucrarea nu-i completă, lucrarea lui Dumnezeu nu-i completă în momentul în care am fost iertați. E completă în momentul în care această iertare, această bunătate, această dragoste ajunge la ceilalți. Principiul mlădiței nu-i completă mlădița până când a fost așezată în viță, ci abia când rodește. Pe cea pe care nu rodește, pe care nu rodește, Hristos o taie. Cea care rodește o curăță ca să aducă și mai mult rod. Ăsta e un lucru fantastic care ne poate scoate din rutină. Lucru care aduce rutina în viața noastră e focalizarea pe lucrurile de aici. Pentru că la un moment dat ne uităm în jur și spunem, păi, e suficient. N-are rost să duc mai mult, n-are rost să fac mai mult. E suficient, lucrurile merg și în felul acesta, merg și așa. Foarte frumos punctat, Ștefan. Ne apropiem de final și în ultimele 10 minute aș vrea să ne concentrăm puțin pe câteva îndemnuri, soluții, pentru că și tu și eu am recunoscut în seara aceasta că oriunde ne-am avea activitatea, în biserică, acasă, în familiile noastre, rutina aceasta ne lovește pe fiecare dintre noi. Cu toții am vrea să fim ca în primele zile ale vieții de creștini. Cu toții știm ce am fost, știm prin ce am trecut, am simțit bucuria aceea, dar vedem și suntem conștienți că viața noastră s-a schimbat și mai ales în perioada aceasta. Hai să ne gândim numai la ce s-a întâmplat în ultimul an, Ștefan. Sunt oameni care nu mai simt bucuria, nu mai vorbesc de depresie, îngrijorare.
bucuria aceea a mântuirii a dispărut în multe case. Bucuria aceea părtășii cu frații, frica aceasta că cineva s-ar putea să fie infectat. Deci, și nu mai suntem doritori să fim împreună cu ceilalți. Încercăm să fim foarte precauți. Practic, mult am fost, să spunem, îndepărtat unii de alții în perioada aceasta. Bun, au fost niște cauze foarte, foarte obiective, știm ce se întâmplă, dar totuși noi am pierdut în perioada aceasta. Pe lângă rutina aceea pe care o aveam și starea de bine, care, da, iată-ne că Dumnezeu din când în când a mai clătinat viețile noastre și ne-a mai dat câte un semnal. Acum așa păstorește, ca să zic, ca un păstor, să spunem, experimentat. Știu că ai văzut fenomenul acesta, ai consiliat, te-ai rugat cu oameni, ai avut grijă de oameni în perioada aceasta. Ce mai putem face și care ar fi soluția, să spunem, ideală, așa, la nivel practic, vorbim pur și simplu practic, ce am putea face astfel încât, în primul rând, noi să ne reconectăm cu Cel care este sursa energiei și Domnul Hristos și apoi să veghem și să-i ajutăm și pe ceilalți. Cei care nu mai pot face lucrul acesta de unii singuri. Ești conștient că sunt oameni care nu se mai pot reîncărca. Trebuie ajutați, trebuie aduși în rugăciune, trebuie luat așa, pe targa aceea, pe patul acela, așa cum știm în pilda Domnului Hristos, cu ca cei patru care au luat pe bolnav și l-au pus în mijlocul oamenilor prin acoperișul casei. La un moment dat sunt și situații de genul ăsta. Da, primul lucru pe care l-aș spune, fără să vorbesc despre o rețetă, ci vorbesc despre posibile soluții și tot ceea ce vă spun sunt lucruri pe care le-am trăit și pe care le fac într-un mod personal, de asta le spun cumva trecute prin filtru personal. Primul lucru este să știu că în seara asta s-a vorbit despre mine. Adică uitându-mă, vizionând lucrurile pe care le-am discutat, să pot să recunosc și să zic, da, am o problemă aici. Nu a vorbit despre altul, și ce bine ar fi, hai să-i dau un tag și cuiva sau să-i dau share pe pagina cuiva ca să poate vede și poate să știu că în primul rând despre mine, da, probabil și despre alții, dar în primul sau pentru, hai să nu zic despre, ci pentru. Să pot să conștientizez faptul că sunt într-o astfel de stare. Totul pornește de la conștientizare. Să văd dacă am lucrurile pe care le-am menționat prezente cumva în viața mea, dacă sunt acolo, n-aș vrea să ajung mai adânc, dacă rădăcina deja începe să se usuce, problema frunzelor e o chestiune de timp. O treaptă importantă este treapta motivației. Când mă întâlnesc, și am menționat, când mă întâlnesc cu cineva într-o astfel de stare, fie că e tânăr, fie că e în vârstă, e un lucru pe care îl aduc în discuție printre primele lucruri, treapta motivației. Definește-ți foarte bine de ce faci ceea ce faci, de ce vrei să pornești mai departe. Când poporul Israel a strigat în 2 Samuel, după 20 de ani, trecuse 20 de ani, când ei n-au avut nicio treabă cu Dumnezeu, dar dintr-o dată le-a revenit pofta de Dumnezeu, dorința de pasiune, de ce au făcut lucrul ăsta? Samuel zice, dacă vreți lucrul ăsta din toată inima, mergem și aducem jertfe. Mergem și ne închinăm, pornim de la închinare, pornim de la rededicare înaintea lui Dumnezeu. De ce fac lucrul ăsta? Trebuie să înțeleg foarte bine dacă fac, de ce fac. Pavel spune, tot ceea ce fac, las totul în urmă ca să-L cunosc pe El. Iată o motivație suficient de puternică. Asigură-te că motivația pentru care faci lucrurile nu e una din sfera asta pământească. Dacă e din sfera asta pământească, o vei putea duce, nu va trece mult timp până când vei reveni din nou în același loc. Depinde de cât e ea de puternică. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Iată o motivație suficient de puternică să te țină până la finalul vieții. Pentru că nici spre finalul vieții nu să ajungem să-L cunoaștem pe deplin pe El. Mai mult decât atât, înconjoară-te cu oameni pasionați. Caută părtășia lor într-un mod intenționat. Dacă vezi că viața ți-e lipsită de pasiune, cel mai probabil că soluția nu vei putea genera singur. Ai nevoie de oameni pasionați. Mă gândesc mulți, asta e valabil și în dreptul slujitorilor, din nou spun. Am așa un mare drag de oameni pasionați. Cătălin, te prețuiesc, acum îți spun așa și în direct, te prețuiesc așa de mult pentru pasiunea ta. Te prețuiesc pentru că ai
păstrat această pasiune și ți-ai dozat-o, știu că nu ți-a fost ușor, dar uite, așa de mult timp, ești un model și o încurajare și pentru mine și pentru mulți. Iată, un om pasionat. Înconjurați-vă de oameni pasionați, căutați părtășia unor oameni pasionați. Scriptura spune, cine se însoțește cu înțelepții, devine înțelept. E o chestiune contagioasă în pasiunea asta, în entuziasmul ăsta pentru Dumnezeu. Și în echipă, întotdeauna lucrurile sunt mult mai ușor, mai ușor de dus, mai ușor de purtat. Evită cu orice preț izolarea. Rutina și păstrarea ei ține foarte mult de izolare. Când o persoană se izolează, îi este foarte la îndemână să rămână într-o rutină, să ajungă în rutină. Este greu să păstrezi o rutină când ești într-o comunitate care e întotdeauna entuziasmată și activă. Nu te izola. Știu că în perioada aceasta, exact cum ai pomenit, izolarea a devenit normă. Și cu cât ne-am izolat mai bine, cu atât am fost mai bine priviți de societate, mai lăudați, mai aplaudați, mai încurajați să ne izolăm. Dar trebuie să găsim mijloace prin care să fim aproape unii de alții. Pentru o perioadă este mijlocirea asta a ecranului, dar nu o lăsați. Spun celor care puteți să mergeți la întâlniri cu toate măsurile de distanțare, de mergeți. Nu lăsați că așa cum a fost rutina, dacă poate îmi dai dreptate, așa cum a fost rutina aceasta în care am fost toți împreună și pandemia a spart cumva rutina, așa se poate instala rutina de a sta acasă acum. Și va fi foarte greu, știi, reversul exact. Monedei. Evită cu orice preț izolarea. Caută să fii întotdeauna în comunitate și mai ales dacă ești parte într-o biserică, cu atât mai mult. Găsește o persoană matură, spiritual, și cu care să poți să împărtășești și bucurii și tristeți. Și mai ales momentele acestea de eșec. Nu trebuie multe, dar una trebuie să fie acolo. Eu am văzut beneficiul ăsta. Și pentru mine e un lucru fantastic. Când știu că sunt prins de rutină sau văd sau îmi dau seama, am cel puțin o persoană la care apelez și spun, uite, ce să fac? Sunt într-o astfel de stare. Crezi că e periculos? Crezi că e bine? Ce aș putea să fac să ies de aici? Și lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult pe parcursul vieții. Nu e cel mai ușor lucru, că întotdeauna credem că avem noi soluția, că putem noi de noi înșine. Nu putem noi. Dumnezeu ne-a pus, cunoașteți darul. Cunoașteți darul. Toți ne-am ridicat din fața Domnului cu un dar. Toți ne-am ridicat din fața Domnului cu un dar. Ca și mlădița, repet lucrul ăsta, lucrarea Domnului în noi nu este gata când am fost altoiți, ci doar atunci când rodim. Un medicament împotriva rutinei este cunoașterea și trăirea darului pe care Dumnezeu ne l-a dat. Văd în biserica noastră și mulțumesc Domnului așa de mult pentru o comunitate atât de plină de pasiune în perioada aceasta. Dacă nimic altceva nu s-ar fi întâmplat între noi, faptul că ne-am apropiat așa de mult, că am înțeles și am văzut nevoile celorlalți, suferințele celorlalți, sigur, n-am reușit 100% sau așa cum ne-am fi dorit, dar mult mai mult decât până acum. Văd oameni pasionați care în perioada aceasta și-au descoperit și mai mult darul, și-au mers, și-au ajutat, și-au fost acolo, chiar expunându-se de multe ori, dar au făcut-o cu pasiune. Știți ce s-a întâmplat? Lucrul ăsta a adunat în jurul lor și pe alții. Și și-au dat seama că și alții au darul acesta, au dorința și chiar au resursele să facă asta. Și a ajutat enorm de mult. Sunt câteva dintre lucrurile pe care le găsesc ca fiind potrivite. Slavă Domnului! Ceea ce este foarte bine este că, indiferent de starea în care suntem, de rutina în care conviețuim, există această speranță că Dumnezeu ne oferă și soluții. Reconectarea cu sursa, da, cu cel care dă energia de a merge mai departe în fiecare zi, este foarte important în viețile noastre, așa că fiecare să ne dăm silința să stăm aproape de Dumnezeu, să citim, să ne rugăm, să căutăm părtășia și mai mult să nu stăm leneși, să ne căutăm darul pe care Dumnezeu ni l-a pus în inimile noastre și apoi să-l folosim astfel încât să fie de folos și comunității și celor din jurul nostru. Practic, activitatea noastră trebuie să fie una foarte, foarte prezentă atât în casele noastre, în biserică și bineînțeles în comunitatea în care Dumnezeu ne-a așezat pentru o vreme. Ștefan, îți mulțumesc foarte mult. Aș vrea să încheiem seara aceasta. A fost o discuție extraordinară. Mă bucur că ai punctat atât de multe lucruri frumoase și bineînțeles la obiect. Totuși aș vrea să încheiem cu o concluzie și un gând din partea ta, astfel încât cei care ne-au urmărit să rămână așa într-un ton al speranței, al nădejdii, da? Și
să înceapă din momentul acesta să lucreze cu pasiune atât la propria activitate în viața creștină, cât și la în a ajuta pe cei din jurul lor. Da, aș vrea, dacă se poate, să închei cu un gând pe care Ionel Funeriu, în bibliografie lexicare, l-a avut. Am găsit lucrul ăsta despre rutină și el spune în felul următor: o cale bătută, vorba de rutină, este sigură și comodă. Oamenii merg pe drum, nu pe alăturea, din rațiuni practice. Acesta duce sigur la o destinație anume, pe drum te deplasezi mai ușor, obstacolele fiind mai puține. Pe drumul lung și cunoscut mergi liniștit, fără un efort orientativ. A călca pe același drum nu însă deloc creator, pentru că urmarea itinerarului este rodul obișnuinței și nu al reflecției cognitive. Deplasarea este, într-un cuvânt, rutinieră. În știință și arte, a merge pe drumul deschis de alții este comod, dar e steril. Atât rațiunea cât și imaginația sunt astfel blocate de prejudecăți, dogme, superstiții, așa încât rutina este până la urmă moartea creației. Și pentru că n-aș vrea să închei cu un citat, ci cu un verset, spun din nou ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel celor din Colose: tot ce faceți, să faceți din toată inima și să faceți ca pentru Domnul. Slavă Domnului, frate Ștefan! Dragă prietene, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în emisiunea noastră. Te așteptăm și în studioul nostru la București. Avem multe de discutat, multe de înfăptuit împreună. Și de asemenea, noi ne rugăm pentru voi, pentru Biserica Baptistă Providența din Oradea și de asemenea pentru tot ce Dumnezeu va însărcina să faceți, să o faceți cu putere ca pentru Domnul și, bineînțeles, lucrarea Lui să sporească în locul acela. Amin. Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Cu mare, mare drag aștept să ne revedem. Stimați prieteni, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în seara aceasta. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă spunem la revedere!